Insider Politic. Bun găsit, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. O întrebare macină partidele tradiționale. Poate fi George Simion glonțul de aur pentru alegerile prezidențiale? Deocamdată, pentru Palatul Cotroceni se pregătește un puric, Dan Puric. Iată o imagine simbol pentru anul politic 2024. Un puric înfruntă armata de partid condusă de generalul Ciucă sau un puric îl provoacă la duel pe adjunctul NATO Mircea Gioană. Între timp, Diana Șoșoacă fierbe în sos propriu și-a dat soțul afară din partid ca să-l salveze de serviciile secrete. Acum e pregătită pentru a salva toată România. Poartă negocieri de pace George Simion cu Diana Șoșoacă sau își vor mânca reciproc voturile spre deliciul coaliției PSD-PNL? Va influența Rusia alegerile din România sau Moscova e prea ocupată să lichideze dizidenți? De ce un partid nou se clădește cu vechi traseiști? Ne răspunde președintele AUR, George Simion. Începem. Domnule Simion, bine ați revenit la Insider Politic. Bine v-am regăsit. În primul rând, subiectul săptămânii. De ce sunteți interzis în Republica Moldova? Pentru activitatea mea unionistă e subiectul săptămânii. Toată lumea știe. Asta eu, toată viața mea am fost interzis în Republica Acum Moldova. Acum 5 ani în plus. Da. A anunțat premierul că destabilizați premier, țara. Da. Premierul Recean la solicitarea premierului Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu, în loc să urmărească obiectivul unionist al națiunii române, se ocupă să-și discrediteze adversarii politici. Eu am o interdicție și în Ucraina. Nu vorbește nimeni despre extremismul Kelemen Hunor, care are interdicție în Ucraina, de exemplu, pentru că a făcut aceeași greșeală, ca să zic. Și Kelemen Hunor are interdicție în Ucraina? În Ucraina, da, pentru că a vorbit despre minoritatea maghiară a căror drepturi nu sunt respectate. N-a fost lăsat să intre. Eu am vorbit despre masacrul de la Fântâna Albă și de la Lunca, comis în al doilea război mondial de sovietici, majoritatea ucraineni. Am spus că ar trebui să-și asume responsabilitatea și autoritățile de la Kiev și m-am trezit cu această interdicție. În Republica Moldova a spus premierul că eram bănuit că destabilizez situația. Ce înseamnă că destabilizez situația? Eu sunt unionist. Am fost întotdeauna unionist. Am fost președinte al acțiunii 2012. Practic, în mod pașnic, în mod democratic, prin voința ambelor părți, noi pledam pentru unirea celor două state românești din prezent, deci pentru desființarea statului Republica Moldova, de facto, o creație stalinistă. Nu suport și nu mă împac niciodată cu acest concept de statalism moldovenesc. Am luptat împotriva lui. E un poet basarabean, Andrei Ciurunga, din Cahul, care a scris o poezie care definește foarte bine această situație. Nu-s vinovat față de țara mea. Nu-s vinovat că am îndârjit șacalii și că am strigat cu sufletul durut, că nu dau un ceahlău pe toți uralii și că urăsc hotarul de la Prut. Urăsc acest stat artificial numit Republica Moldova, am afirmat-o de nenumărate ori. Nu credeți că varianta e să adere Republica Moldova la UE și să ne reîntregim în comunitatea europeană? Proiectul european are dificultățile sale. În momentul ăsta, Republica Moldova nu va intra niciodată în Uniunea Europeană și asta nu înseamnă reunificare de facto. Înseamnă că suntem precum Germania și Austria. Ori pe noi, românii de pe ambele maluri ale Prutului, ne-au despărțit doi criminali ai istoriei, doi dictatori, Stalin și Hitler, prin pactul Ribbentrop-Molotov, și cred că soluția este în actualele tratate internaționale, în actualele alianțe din care facem parte, o unire pașnică, precum au făcut-o germanii. Dar s-ar schimba granițele țării și ar cum... Și în cazul celor două germanii s-au schimbat granițele țării, nu contravine niciunui tratat, atâta timp cât acest lucru se face prin voința părților. Nu vor domnii de la Chișinău, m-au expulzat, vor să aibă propriu stat, vor să aibă guvern, parlament, președinte, vor să aibă propriile granițe, vor să îi sprijine de la Alexandru, Alexander Soros la Banca Mondială și la
alți indivizi care țin Republica Moldova nu pe o orbită românească în momentul ăsta, ci pe o orbită nemțească, pe o orbită care ține de sferele de influențe internaționale. Dar în acest moment statul Republica Moldova nu are aceste elemente românești ale statalității sale. De Maia Sandu, ce părere aveți? Vi se pare un președinte reformist, mai activ decât președintele nostru? Nu, nu cred că e vreun dubiu că e bine că a fost aleasă Maia Sandu în competiția cu Igor Dodon și dacă se repetă acest duel în 2024, tot Maia Sandu ar fi mai bine să fie președintele Republicii Moldova. Deci ați vota pe Maia Sandu dacă ați fi la Chișinău sau în Republica Moldova? Eu aș vota un unionist. Da, sigur, Maia Sandu nu împărtășește opțiunea unionistă și, sincer, eu am spus de mai multe ori și public, atâta timp cât noi dăm bani în Republica Moldova, trebuie să se ducă pentru acele proiecte, acele primării, acele planuri care împărtășesc o viziune românească. Altfel nu văd de ce am băgat atâția bani peste Prut, doar ca să ținem artificial în viață un monstru și o națiune numită Națiunea Moldovenească. Nu recunosc această națiune moldovenească, știu că îi supăr pe unii, n-aș vrea să mai dăm niciun leu din banii contribuabilului român atâta timp cât Republica Moldova nu înțelege să accepte identitatea sa românească. Dar este al doilea stat românesc. Către români de ai noștri de acolo, de peste Prut. Nu, se duc pentru întărirea unei statalități moldovenești diferită de cea românească. Nu, se duc la agresivă... școli, la grădinițe, domnule Simion, ați văzut mulți bani, acolo se duc. Pe lemne, păcură, ce le mai trimitem noi iarna. Și aceste ajutoare sunt asumate de către diferiți politicieni din Republica Moldova care au atitudini dușmănoase față de România. Bun, fie că a fost Voronin, fie că a fost Filat, fie că a fost băiatul deștept al serviciilor de informații românești numit Plahodniuc. Ei au tocat acești bani și au avut mereu atitudini anti-românești. Așa că eu trebuie să vă cer dovezi. Eu v-aș spune că sunt nenumărate școli. Vreți dovezi despre Plahodniuc? Păi nenumărați agenție care se lăudau că e băiatul nostru. Casa lui din Pipera și felul în care a ajuns șef la Petrom Moldova pus de Ion Iliescu. Printre puținele pe care pot să vi le enumăr acum, sunt mult mai multe. Eu nu cred că avem toate școlile puse la punct în România. Vă zic că situația în mediul rural este dezastroasă. Atâta timp cât finanțăm un regim separatist, îl consider eu, în viziunea mea politică la Chișinău, nu o să facem decât să creăm un monstru cu atitudini antiromânești la hotarul nostru de est. Eu, repet, sunt unionist și l-am ascultat pe Grigore Vieru, pe Ion și Doina Aldea Teodorovici, pe Ion Ungureanu, pe Leonida Lari, pe Dumitru Matkovski, pe Constantin Tănase și pe toți eroi și martirii românismului din Basarabia și am altă viziune decât cele prezente în acest moment în Republica Moldova. Viziunea sovietică prorusească și viziunea globalistă de tip Banca Mondială. Acel stat nu are nicio rațiune pentru a exista de sine stătător. Domnule Simion, guvernul sau autoritățile din Republica Moldova spun că sunteți omul rușilor. Ucrainienii spun că sunteți omul rușilor. O parte din politicienii de la București spun că sunteți omul rușilor. De unde această etichetă de om al rușilor? De ce sunteți perceput așa? Eu, dintre toți președinții de partid, pe lângă faptul că sunt cel mai tânăr, am 37 de ani, probabil sunt și cel mai rusofob, având în vedere felul în care m-am confruntat cu propaganda Kremlinului la Chișinău și acțiunile mele publice, nu de azi de ieri, că n-am fost inventat de către nimeni, din totdeauna, de pe băncile liceului și facultății. Faptul că m-am dus și am vorbit despre Cernăuți, despre Fântâna Albă, despre Cetatea Albă, despre românii din Basarabia și că am cerut unirea, arată clar că nu sunt interesat de a avea relații
foarte prietenoase cu Kremlinul. Sigur că autoritățile de la Chișinău și autoritățile ucrainiene, care sunt dușmănoase și ele și au fost dușmănoase de-a lungul vremii cu România, nu agrează o politică patriotică, o politică națională în România. Le este suficientă politica altor vecini care luptă pentru apărarea minorităților maghiare, de exemplu, în Ucraina. Ucraina greșește. Ucraina avea toate planurile de apărare până la ocuparea Crimeei, îndreptate către România, credea că o să-i ocupăm. Și Ucraina ne consideră în momentul ăsta un fel de stat care trebuie, și pe noi, și pe polonezi, și pe toate celelalte europene, care trebuie să livreze. Trebuie să livreze armament, trebuie să livreze transportul cerealelor, trebuie să livreze orice, dar ei n-au nicio obligație. Ba da, au și obligație, dar nu-i interesul României. N-au nicio obligație atâta timp cât ei închid biserici românești, atâta timp cât încalcă drepturile omului, atâta timp cât nu înveți limba română în licee și facultăți. Asta cu limba s-a rezolvat, s-a dus Iohannis, acolo a negociat. A rezolvat Iohannis tot, dar mulțumim, nu se poate. Ținem legătura permanent cu asociațiile românești din Cernăuți și din celelalte două zone unde locuiesc români, din Transcarpatia și din Odessa. Și vă spun că situația nu se îmbunătățește niciun fel. Avem 500.000 de vorbitori de limba română în Ucraina. Suntem a treia etnie în acest stat, care s-a lărgit un pic mai mult decât era plapuma. A fost lărgit, de fapt, de Brejnev și de Uniunea Sovietică. Ucraina, Republica Socialistă Ucraineană, era singura care era considerată republică soră pentru Republica... Dar n-ați vrea să câștige Ucraina războiul? N-ar fi bine pentru România? Astea sunt divergențele lor între Ucraina și Rusia. Cu siguranță aș vrea să se respecte dreptul internațional și cu siguranță Federația Rusă a încălcat orice tratat internațional, intrând cu tancurile și cu bombele pentru Ucraina. Eu ce mi-aș dori, vă spun sincer, este pace și închiderea oricălui conflict, ca să oprim o eventuală viitoare ascensiune a Federației Ruse, care de când se știe doar asta a făcut, mai ales în ultimii 30 de ani, a creat conflicte înghețate. Și primul a creat pe pământ românesc în cetatea Tighina, pe care ei o numesc Bender, cetatea lui Ștefan cel Mare, prin conflictul din 1992, din Transnistria, din regiunea transnistreană, ca să folosesc cuvântul corect. După aceea a continuat Abhazia, Oseția în Georgia, episodul ocupării Crimeei în 2014 și au continuat cu Donetsk și Lugansk. Ei asta fac. Cine nu înțelege pe ruși și nu vede un mod de operare și totodată nu-i blochează la timp, cum e cazul Germaniei, pentru că și pe vremea doamnei Merkel și acum pe vremea domnului Olaf Scholz, în continuare Germania și Rusia, și istoric Germania și cu Rusia au avut o relație în asta de la iubire la ură. Și Germania a susținut și e dependentă de gazele rusești, de resurse. Acum nu mai așa dependentă. A devenit independentă energetic sau mai puțin dependentă. Mai puțin, da, mai puțin. Credeți că Vladimir Putin l-a ucis pe Alexei Navalny? Nu am date în acest sens, dar toate indiciile arată acest lucru. Nu știu dacă și cum s-a întâmplat, cred că nu știe nimeni cum a murit Alexei Navalny în ziua respectivă. Dacă a fost omorât atunci sau dacă e efectul otrăvirilor succesive și a represiunii din partea acestui stat totalitar condus de la Kremlin. Eu pot doar să mă gândesc la mine, la ai mei, pot să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă eu, care toată viața am fost un rebel, un revoluționar, aș fi născut în Rusia și aș fi făcut acțiunile pe care le-am făcut în România. Cu siguranță ajungeam și eu într-un coșciuc, dacă nu în
închisoare. Da, vedeți, și cu toate astea dumneavoastră vorbiți despre Bruxelles, despre Comisia Europeană, ca citez despre noua Uniune Sovietică. Păi dacă erați într-o Uniune Sovietică acum și spuneați aceste lucruri, erați înhățat de pe acest scaun și plecați undeva la Cercul Arctic, ca Navalnyi sau ca alți dizidenți. Deci aveți libertate de exprimare. Cum puteți să comparați Comisia Europeană cu URSS? Din multe puncte de vedere pot să compar Comisia Europeană cu ce o rânduire exista în Uniunea Sovietică, mai ales că am făcut un masterat în istoria comunismului. Eu niciodată nu spun că nu există mult mai multă libertate de exprimare în lumea liberă decât în spațiul ex-sovietic, de exemplu. Dar, vedeți dumneavoastră, este ca și cum lumea liberă a ales între doi dictatori după al doilea război mondial și în timpul celui de al doilea război mondial, imaginându-și că Stalin este mai democrat în vreun fel față de Hitler, că era un cel mai mic, și abandonându-ne aici 50 de ani și printr-un bilețel la Ialta. Să reproșați Comisiei Europene de astăzi. Păi Comisiei Europene de astăzi am altceva să-i reproșez. Sigur că nu istoria, că e o creație mai nouă. Felul în care ruinează din punct de vedere economic statele Uniunii Europene. Cum le ruinează, domnule Simion? Am dat 30 de miliarde și am luat 90. Suntem cu 62 de miliarde pe plus din 2007 până astăzi. Sunteți un om cultivat, sunteți cifrele furnizate de guvern. Am citit, nu am spus în vreun fel că balanța acestor bani direcți nu ar fi în favoarea noastră. Putem să ne uităm și la alte cifre. Eu v-am spus că actuala conducere a Comisiei Europene prin Ursula von der Leyen ruinează economic statele Uniunii Europene. Nu că nu dau bani câteodată în surplus unor state, nu pentru dezvoltare, ci pentru asistență socială, se vede în România. Cum ruinează? Prin acțiuni de genul Green Deal. Prin închiderea tuturor facilităților de producție sau majorității facilităților de producție de pe teritoriul statelor Uniunii Europene, în măsura în care în India, în China, în Statele Unite se produce foarte mult și există poluare. Ne-am trezit noi aici în micuța Europa să nu mai poluăm. Da, pe de altă parte, sigur, sunt unele cerințe exagerate acolo în Green Deal, suntem de acord aici, dar bănuiesc că vreți și dumneavoastră să trăiți într-o lume cu mai puțină poluare, să trăiți mai mult, să aveți o speranță de viață mai mare, nu? De la asta până la a stabili la 400, 500 sau 600 de kilometri distanța pe care o poate parcurge fiecare om cu mașina, da, pe cartelă ca odinioară în Uniunea Sovietică, e cale lungă. Da, te duci la extrema cealaltă, sigur. Sunt niște derapaje majore, le-aș numi eu, din partea Comisiei Europene, care repercutează și asupra democrației și asupra libertății de exprimare despre care vorbeam în țara noastră. Și vă dau exemplu alegerilor comasate care, se spune pe culoarele Parlamentului, se fac la cererea, cu binecuvântarea instituțiilor europene care vor să-și mențină puterea. La fel. Să blocheze curentul extremist. Asta spun și europenii și românii. Și asta curentul extremist. Dacă sunt partide naziste, fasciste, comuniste sunt în acele state și este interzis, atunci acele partide trebuie să fie scoase în afara legii. Ce înseamnă partid extremist? Adică Partidul Republican din Statele Unite, pentru că îl preferă pe Donald Trump, care a fost președintele Statelor Unite, este un partid extremist, trebuie să se intervină asupra alegerilor în vreun fel, păi înseamnă că asta nu mai este democrație, nu mai e liberă exprimare. Vrem noi să reinstaurăm o dictatură, un sistem totalitar, cum dă semne Victor Orban că ar vrea să facă în Ungaria, de exemplu. Dacă așa este, sigur că trebuie să fim scoși în afara legii, dar momentan văd că cei care încearcă să
influențeze alegerile, cei care încearcă să copieze sisteme totalitare și să rămână la putere un deceniu de acum înainte, un deceniu de stabilitate, au spus ei, PSD formând Blocul Democratic sau USL varianta 2 sau 3. Sunt cei de la PSD și PNL care se agață de scaune. Noi comasăm alegerile sau vrem respectarea regulilor? Regula spune că nu modifici alegerile cu 6 luni înainte. Tocmai asta fac. Aduc eu judecători de la Curtea Constituțională la un loc cu secretarul general al guvernului să gândească toată legislația pentru comasare la Cotroceni, cum a fost o știre de acum câteva zile. Cine nu, nu știu asta. Separația doamna Mihaela Ciochină. Judecător, fost consilier prezidențial, actual judecător al Curții Constituționale. Spuneți că a fost la Cotroceni? Da. Ca să dea sfaturi pentru comasarea alegerilor? Exact. Și asta este o interferență clară, separația puterilor în stat nu mai există. Pentru extremistul Simion, toate aceste lucruri, dar vă garantez că nu veți găsi elemente de extremism la mine, nici cât negru sub unghie, și vă mai garantez că întotdeauna mi-am slujit doar poporul meu. Nici poporul rus, nici poporul francez, nici poporul german, nici poporul american. Alții, chiar șefi de servicii de informații din România, au fost decorați de francezi, de americani. Așa că s-ar putea spionii și dușmanii de patrie pe care îi invoca domnul Marcel Ciolacu acum câteva zile să fie tocmai în interiorul acestor partide, așa zis, democratice. Deci nu susțineți comasarea alegerilor. Deși s-ar putea să vă ajute într-un fel, că dacă se mobilizează mai multă lume la vot, ar putea crește și scorul aur. Există diferite forme de mobilizare. Forma aceea prin care primarii scot asistații sociali la vot și plătesc cu 50 de euro, cu 100 de euro. Mai lasați acuzații de astea, în unele comune. Că nu puteți să le probați. Cum nu pot? În comuna Tunari din Ilfov, unde avem sediu central al partidului, s-a plătit cu 100 de euro votul la alegerile locale și au fost 1000 de vize de flotant. Nu știm cum se face politică în România, știm foarte bine, am înțeles regulile jocului și încercăm să ne adaptăm la regulile jocului dacă vrem să câștigăm și să fim pe locul 1. Cum o să ne defavorizeze? Probabil pe aur o să scoatem 2-3 euro parlamentari în minus. Pentru că se mobilizează primarii PSD și PNL pe comasate. Da, da, și o să luăm mai mulți consilieri locali județeni în această formulă. Dar nu asta mă interesează. Păi tu dacă încalci regulile, regulamentele, Constituția, înseamnă că noi nu mai avem reguli. Păi și eu după ce reguli ar trebui să mă iau? Partidul extremist aur, cum titrează unele site-uri plătite de ambasade străine. După, care sunt regulile care ar trebui să îmi ghideze activitatea? Nu mai avem reguli? Păi stați puțin că roata se întoarce, s-ar putea să ajungem noi la guvernare și atunci ce facem? Dăm ordonanța 55 pe 2014 pe care a dat-o Dragnea, o să dăm 2 săptămâni în care fiecare primar își alege coloratura politică, nu? Deci absorbiți toți primarii în aur, nu? Păi despre ce vorbim? Eu am 2 obiective politice. 1. Ca mișcare anti-sistemul care a condus 33 de ani să nu-i mai lasă să facă majoritate și îmi doresc din tot sufletul pentru milioanele de români care doresc să se răzbune, să ajungem acolo, să îi blochez, să nu mai avem acel deceniu de stabilitate pe care... Asta înseamnă că AUR trebuie să facă majoritate fie cu PSD, fie cu PNL. Cu cine ați alege? Nu vom face nici cu PSD, altfel nici cu... Altfel nu să-i blocați. Ba da. Ei, dacă nu faceți 50%, altfel cum? Nu știu, să-i vedem pe cei de la USR dacă ei o să facă majoritate. PSD, PNL și UDMR, dacă nu mai au împreună 50%, nu vor mai putea guverna pe cale de consecință. Să vedem atunci ce... Atunci va veni PSD la dumneavoastră, domnul Ciolacu, și va spune George Simion, hai la guvernare. N-are ce căuta Marcel Ciolacu la mine, având în vedere atitudinile lui antidemocratice și felul în care apelează la servicii secrete străine pentru lupta internă politică. Asta, prin asta ce vreți să mai spuneți? Că nu înțeleg. A făcut apel la serviciile de care a spus... A, din Republica Moldova. Din Republica Moldova, da, da, și din Ucraina, să dea informații. Păi, tu n-ai servicii, da, aici în țară? Spune ce a făcut George Simion. A făcut meeting-uri pentru unire. A participat la manifestații în care a vorbit despre România Mare. Da,
Asta a făcut George Simion. Spun eu clar ce am făcut. Bun, se spune că vin liberali. Vine domnul Ciucă la dumneavoastră. Așa. Domnul Ciucă, general, domnul Ciucă, puteți să-l refuzați? Nu puteți. Facem niște scenarii care... Păi nu, dar putea să se întâmple asta. S-ar putea să se întâmple, dar eu nu cred în acele scenarii. PNL-ul, după ce o să aibă un insucces, că oricum, comasate, necomasate... Fac și listă PNL-ul comună cu PSD, deci nu de frică. Da. De frică, da, aici vă de fac frică. Dreptate, da. Dar această frică se transformă într-o victorie. Eu cred că Nicolae Ciucă nu va mai fi președintele PNL. Dacă Nicolae Ciucă... Da. Este în continuare președintele PNL. Nu am ce să discut cu el, pentru că eu nu-l respect. Cum nu respectați un politic în general? Păi, un general, biserica, armata, un general român, de bază, da, aur. Un președinte de partid păpușă, pus de alții, care nu are valențe de lider politic, ci doar a fost plantat acolo, cum aș putea eu să discut cu el? Eu sunt un om care a pornit de la zero o mișcare, care a dus-o în Parlament în ciuda tuturor care nu le dădeau nicio șansă. Suntem principalul partid de opoziție și mi-au treaba foarte în serios și vreau să discut cu oameni serioși, capabili, care ar putea scoate România, ăsta e al doilea obiectiv al meu, să scoatem România la o normalitate. Să scoatem România din ultimul și penultimul loc, suntem la toate capitolele la nivel. Cu USR ați face? Ce să fac cu USR? Majoritate, guvernare. Ce să fac cu USR? Eu sunt un partid pro-identitate, pro-valori, conservator, suveranist și ei sunt exact opusul nostru. Ei sunt progresiști, ei sunt pro-LGBT, ei sunt cu Comisia Europeană pentru un suprastat european. Păi suntem exact PSD, două opuse. Cu PNL nu, cu UDMR bănuiesc că nu, cu USR nu. Cu cine faceți? Anul ăsta, domnul Zahman, o să fie lung. O să se întâmple multe... Aici suntem de acord. Multe schimbări. Aveți răbdare. Da, ți-a anunțat Florin Călinescu și face partid. Mai apar și alte partide. Vom vedea ce se întâmplă. Poate actualele formațiuni, având în vedere eșecul la care vom asista, își vor schimba conducerile. Eu nu cred că vom asista la un eșec, domnule George Simion, pentru că dacă vor comasa alegeri, foarte probabil se va întâmpla acest lucru și vor merge pe listă comună, e posibil ca la alegerile europarlamentare lista comună PSD plus PNL să dea peste 50%. Când ai peste 50%, nu mai poți să prezinți tu ca partid de opoziție un eșec al puterii. PSD și PNL. Da. 50%. Așa arată calculele lor și 18 locuri la europarlamentare. Bănuiesc că știți și dumneavoastră calculele astea. E sărăcie mare în țară. Oamenii sunt nemulțumiți. Nu se va întâmpla lucrul ăsta. Cât vor scoate? Nu-mi dau seama. Eu nu-mi dau seama dacă se va merge până la capăt cu călcarea în picioare a Constituției. Este clar neconstituțional. Ei cu mânuța lor au făcut sesizarea. Doamna Gorghiu a depus în 2012. Da. Acum, dar ce acum s-a făcut? Schimbat Curtea Constituțională. S-au dus la doamna Mihaela Ciochină cu domnul Marian Nenache și au bătut palma. Și... Cum adică s-a schimbat Curtea Constituțională? Constituția e aceeași. E aceeași, dar știți că nu se deci, respectă. În primul și în primul rând trebuie să... Înseamnă că o să ajungă și AUR la putere și da, pe principiul ăsta schimbăm judecătorii Curții Constituționale și o să avem o nouă Constituție. Hai să o lăsăm pe asta, că de bine de rău este una suveranistă, este una care ne mai apără. Fac un apel la instituțiile din statul român care ar trebui să vegheze la apărarea Constituției. Să nu lase așa ceva să se întâmple. Mai departe, vă zic, PSD și PNL împreună nu vor avea 50%. Dacă terminați pe locul 4 la europarlamentare, demisionați din fruntea partidului? Nu îmi dau seama cum s-ar putea întâmpla lucrul ăsta. Într-adevăr, ar fi un insucces, dar eu demisionez din fruntea partidului dacă la finalul celor 4 tururi de scrutin nu reușesc să iau mai mult decât am reușit în 2020. Asta sigur. Sunt atent, am 37 de ani, pot să fac multe. Păi dacă luați 10% la europarlamentari, e mai mult decât ați luat la parlamentarele din 2020. Deci da, dar toată lumea știe, inclusiv PSD, da, PNL, chiar cu această comasare, că nu luăm 10%, că o să luăm mai mult. Luați peste 15%?
Este am greșit eu când am spus locul 4, pentru că dacă merg pe listă comună, n-aveți cum să ieșiți pe locul 4, dar pe locul 2 sau 3 puteți să ieșiți. Eu nu mă hazardez, nu sunt Crin Antonescu, am văzut multe greșeli politice de genul ăsta. Eu chiar am învățat și învăț, încă sunt încă o dată cel mai tânăr președinte de partid. Care e obiectivul dumneavoastră pentru europarlamentare? Câte mandate sau ce procent? Nu știu dacă sunt aceste alegeri comasate sau nu. Eu, într-o logică normală pentru care m-am pregătit acești 2 ani când se știau niște date normale, mă băteam pentru primul loc cu PSD-ul. La europarlamentare. Aceea era ținta mea. Acum, sigur că va fi foarte greu dacă ei candidează împreună să mă mai bat pentru primul loc. Dar vreau să-i încurc primul obiectiv și doi, să găsesc, să identific forțe politice, oameni cu care să fac România bine. Și în ultimul an am început acest lucru și vin oameni valoroși alături de noi. Lista noastră la alegerile europarlamentare, prezentată cu un an înainte, este net superioară listei PSD-PNL. Împreună sau separat? Eu am o problemă cu traseiște pe care îi aduceți în partid. Așa. Ultimul este domnul Ciuhodaru, care a schimbat mai multe partide decât ați schimbat dumneavoastră costume. Foarte probabil a fost pe la toate. Da, eu n-am avut multe costume la viața mea. Da. Oricum, trebuie să mai stați câțiva ani în politică să ajungeți la performanța domnului Ciuhodaru. De ce ar trebui un partid nou, cum sunteți dumneavoastră, să-i ofere un loc călduț domnului Ciuhodaru? Păi, nu mai sunt atâția oameni care n-au făcut politică, oameni noi în România? Depinde. Eu nu l-am pus pe domnul Ciuhodaru europarlamentar, l-a pus PSD-ul. Da. Eu îl prefer în momentul ăsta pe domnul Tudor Ciuhodaru să fie candidatul aur la alegerile din Iași, pentru că vă explic. Scurtă pauză și explicați după pauză. Sigur, dar revenim. E simplă explicație. Revenim. Domnule Simion, vă întrebam de domnul trasteist Ciuhodaru, pe care îl susțineți pentru primăria Iași. Teoretic vine de la putere la opoziție, nu s-ar încadra exact la traseism, dar lumea politică din Iași. PPDD, PSD... Păi, n-am probleme. Așa, da. N-am probleme. Înțelegem. Astea sunt regulile jocului, domnul Zahman. Care sunt? Să aduceți traseiști? În politica din România, în momentul ăsta, schimbarea partidelor și aceste practici sunt întâlnite. Eu le-am zis, îmi luați un om de la mine, vă iau doi de la voi. Dar calculul meu a fost rece la Iași. Domnul Ciuhodaru nu-i văzut ca PSD sau PPDD. Domnul Ciuhodaru este văzut ca un medic respectat, și are șanse votat la primărie? Eu am făcut sondaje. Și ce spune sondajul? Eu mi-am pus mai multe nume dintre oamenii mei. 8%, 9%. I-aș fi aruncat, având în vedere că nu sunt două tururi de scrutin, degeaba în această luptă. Singurul la Iași care îi poate pune probleme lui Mihai Chirica este Tudor Ciuhodaru. Dar vreau să revin. La Iași mereu au fost în ultimele trei runde de alegeri un joc de teatru, de fapt. Orică era de la PSD, orică era de la PNL, câștiga Mihai Chirica. Mihai Chirica nu-i traseist? Ba da. Ba da, cum să nu fie? Pe cealaltă parte, cel care a pierdut mereu, înainte era PNL și acum este USR, era domnul Bodea. Domnul Bodea nu-i traseist? Este. Ba da. Asta este viața politică în fiecare județ, în aproape fiecare județ din țară. Unde am putut eu căuta un profil care mi-a plăcut la primari, ca să nu mai avem tot felul de covrigari care ne conduc, i-am ales. Am candidat antreprenor la Tulcea, am candidat antreprenor la Vâlcea, am candidat antreprenor la Rădăuți, la Bistrița și la Vaslui. Sunt oameni care n-au mai fost implicați până acum în politică și oameni care au avut o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro, 200, 500, 1000 de salariați, au dat mâncare la oameni, au arătat că pot în mediul privat și i-am convins să vină în această arenă politică. Nu găsesc peste tot, de aceea voi lua în continuare oricâți traseiști e nevoie ca să bat PSD-ul și PNL-ul. Și mi-o asum. Păi. Nu vreau să fiu un partid eșuat cum este USR-ul. Da, dar... Și USR-ul e plin, adică singurul europarlamentar pe care îl mai are USR-ul, domnul Vlad Botoș, s-a plimbat la vreo 5 partide. Despre ce vorbim? Da, nu există... A spus că sunteți altfel, că ați făcut un partid nou în care am nu făcut un partid nou care merge să schimbe România și merg până la capăt, având în vedere regulile jocului. Nu le-am făcut eu. Okay. N-am făcut eu schimbarea de la două tururi de scrutin la un tur de scrutin. N-am permis eu ca parlamentarii să se mute de la un partid la altul. Astea sunt regulile adaptate
fapte și sunt sincer că puteam să inventez sigur ceva. V-am spus cum stă treaba. Cu Diana Șoșoacă, când faceți pace? E greu, doamna... Da, dar s-ar putea să vă rupă din voturi și să ratați finala prezidențială. E democrație, e normal, e bine, reprezintă o anumită categorie din public. E complicat de conviețuit cu doamna Șoșoacă. Noi am rezistat doar 2 luni, ne făceam planul de cu seara pentru a doua zi. Când te trezeai a doua zi, ea nu mai respecta nimic, nu mai recunoștea nimic. E complicat. Dar nu e ea ținta mea, ținta mea sunt cei de la PSD și de la PNR. Da, dar cu toate astea ea v-ar putea încurca decisiv. Ce să-i fac? Așa e în viață. Să bateți palma, să-i oferiți, să vă înțelegeți pe funcții. Sigur că da, dar în momentul în care, după ce am intrat în Parlament, am încercat să discutăm cu dumneavoastră ei, uite, vrei să te duci la avocatul poporului, vrei să fii judecător la Curtea Constituțională, vrei să fii ministrul justiției, cam care este evoluția ta politică? A început să țipe. Mi-a oferit Ministerul Justiției, mi-a oferit avocatul poporului, acum înțeleg că i s-a oferit funcția de prim-ministru. E complicat. Da, asta a glumit domnul Ciolacu. Dar ați văzut scandalul cu soțul său? L-ați cunoscut și pe soțul său, Silvestru? Da, sigur că l-am cunoscut. Este de apreciat, a îndurat sărmanul om. Nu vreau să intervin în niște chestiuni personale. Acolo sunt astea nu sunt politice, nu mă interesează ce fac ei acasă. Mă interesează ce fac cu partidul ăla, SOS. E greu de conviețuit cu doamna Șoșoacă. Politic sau... Din toate punctele de vedere. Matrimonial, din toate punctele de vedere. Deci, estimați că până la urmă veți avea o înțelegere cu doamna Șoșoacă sau că veți rămâne pe drumuri separate? Noi doar cu PSD-ul și cu PNL-ul ne-am propus și sigur cu UDMR-ul aceeași față a sistemului, dar teoretic ar reprezenta etnicii maghiari. Nu îi reprezintă pe etnicii maghiari și etnicii maghiari sunt foarte supărați pe felul în care n-au opțiune, de fapt. Că sunt un electorat captiv. Dan Puric va fi candidatul AUR la prezidențiale? O să decidă membrii de partid, organizațiile noastre locale, dacă domnul Puric se duce și îi convinge pe cei din organizațiile noastre locale să îi susțină. Dar este în această competiție internă AUR? Sigur că este, manifestându-și dorința de a candida. Dacă va veni și va convinge o majoritate a partidului nostru, poate fi unul dintre candidați. Cine mai e această competiție? Dumneavoastră, domnul Puric? Avem 8 partide în Alianța AUR. Președintele Cristian Terheș de la Partidul Național Conservator, domnul Claudiu Târziu. Uitați, data trecută, pentru că nu a avut o susținere politică reală, Mircea Diaconu nu a ajuns în turul 2 de scrutin, dar cu siguranță îl învingea pe Klaus Iohannis. Sunt diferite figuri, unele mai suveraniste, altele mai puțin suveraniste, care și-au manifestat dorința asta de a candida. Noi avem până pe 15 martie ușa deschisă, veniți, convingeți organizațiile noastre locale, convingeți Partidul AUR, care are 15.000 de membri cotizanți, că merită să aibă, să-și dea votul pentru voi. Dar pe domnul Dan Puric l-ați votat dacă n-ar fi să candidați dumneavoastră? Da, este unul dintre oamenii cu care împărtășesc foarte multe valori comune. Deci ar putea fi un candidat AUR, da, la alegerile prezidențiale. Da. Da? Adică pe care să-l susține și dumneavoastră. Da. Dar bănuiesc că dumneavoastră vreți să fiți candidatul partidului la prezidențiale. Nu îmi doresc. Eu mai degrabă o funcție executivă vizez. Adică prim-ministru? Eu vreau ca cele două obiective politice pe care le am, odată să-i blochez, să-i încurc, să-i opresc, să nu aibă ei un deceniu de stabilitate și după aceea să creăm normalitate. Nu știu cum se va termina anul. Am 37 de ani, am viitorul în față. Vreau să văd ce candidat putem avea ca să câștige în fața candidatului comun PSD-PNL. Crezi că vor avea candidat comun la prezidențiale PSD-PNL? Așa se anunță, altfel nu aș... Știu că va fi acest candidat? Nu înțeleg de ce să facă comasarea. De acord cu dumneavoastră. Dar credeți că Ciucă va fi sau Ciolacu mai degrabă? Ciolacu își dorește mai mult să obțină, așa pare. Și PSD-iștii cu siguranță sunt la o paritate pe care o văd eu acum. Ar fi 3 PSD-iști la un PNL-ist, 30% la 10%. Deci ar fi total ilogic din partea PSD-ului dacă nu sunt strânși cu ușa și forțați cumva să renunțe la funcția de președinte, care e singura
care e pe 5 ani sau chiar pe 10 ani. Că de asta se gândesc ei la deceniul ăla de stabilitate. Mircea Joan ar putea fi candidatul la aur la prezidențiale? N-a venit să ne caute, așteptăm. Nici dumneavoastră nu l-ați căutat pe el? Să vedem, nu. Nu avem, înțelegem că are o carieră în structurile euroatlantice, că nu este activ din punct de vedere politic. Sunteți ironic acum. Sunt ironic, sigur, pentru că el este în campanie de un an și jumătate. Mircea Joan este un personaj care, dacă își dorește să candideze la prezidențiale și vrea sprijinul aur, îl așteptăm să vorbim. În 2009 l-ați votat? Nu, nu l-am votat în 2009. De l-ați votat pe Traian Băsescu? De fapt, dacă mi-aduc eu bine aminte, nu am votat în 2009. Am votat și am regretat în 2004 pe Traian Băsescu. Sescu, da? Și în 2009 nici la primul tur n-ați votat? Nu cred. Nu mai știu. Deci nu l-ați votat nici pe Crin Antonescu, nici pe Joana, nici pe Băsescu? Nu cred. Nu cred. Nu mai mi-aduc aminte. Știu sigur, pentru că a fost dezamăgirea mea, eram cu iubita mea de atunci, tocmai împlinisem 18 ani și eram supărat după primul tur că ia uite, n-a câștigat Băsescu și până în 2009 deja am apucat să văd fața lui Traian Băsescu și nu l-am votat și după cum nu am putut vota nici în 2014 în al doilea tur de scrutin, având niște opțiuni care nu erau valabile pentru mine. N-aș fi putut să-l votez pe Victor Ponta, iar Klaus Iohannis a făcut totul în acea campanie pentru valorile mele ca să nu-mi câștige votul și nu l-am votat. Dar în 2004 n-aveați cum să-l votați pe Traian Băsescu, că n-aveți 18 ani. Ba da, 18 ani, tocmai împlinisem 18 ani. În 2004? Da. Da. Ultima întrebare. Dan Bittmann, candidatul aur la primăria sectorului 1? Este una din opțiunile pe care le-am pus într-un sondaj de opinie. O să pun candidați din toate zonele. Dacă ei merg cu această variantă de comasare, nu mă dau în lături de la nimic, nu văd de ce aș face-o. Trebuie să maximizez scorul național, așa că invit toți candidații de oriunde să vină la mine. Lăsați candidații să vină la mine. Domnule Simion, mulțumesc pentru discuția. Am ajuns la final, ultima rubrică. Vă ofer două variante de răspuns, alegeți foarte scurt. Diana Șoșoacă sau Laura Codruța Chioveși? Diana Șoșoacă. Diana Șoșoacă. Patriarhul Daniel sau înalt preasfințitul Teodosie? În ordinea de precădere, îi aleg pe amândoi. Patriarhul Daniel și înalt preasfințitul Teodosie. De obicei vă pozați cu înalt preasfințitul Teodosie și acest război în sânul bisericii între Patriarhul Daniel și Teodosie. Îmi sunt dragi și apropiați inimii mele ambii. L-ați cunoscut și pe Patriarhul Daniel? Sigur că da. Și a stat de vorbă cu Patriarhul Daniel? De când sunteți un politic? De mai nu mult, când sigur. Erați activist sau tânăr, student. Da? Logic, da. Bun. Deci aveți o părere bună și despre Patriarhul Daniel. Sigur că da. Doctorat plagiat sau Școala Vieții? Cu siguranță Școala Vieții, pentru că nu presupune hoție. Doctoratul plagiat e cel mai rău lucru care s-a putut întâmpla mediului academic românesc și celor care și-au făcut doctoratul pe bune. Eu am făcut doar lucrare de licență și masterat. Am considerat că trebuie să mă opresc acolo. Le-am făcut la Universitatea din București și la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Steaua sau FCSB? E doar una. Care? Steaua este doar una. Steaua Armatei, adică? Steaua este aceeași din 1947 încoace. Păi, nu mă mulțumește răspunsul ăsta, pentru că galeriile sunt împărțite. Unii sunt cu FCSB, ceilalți... Eu vreau să fie una singură și la fel și Craiova, dacă să mă întrebați de Craiova. Craiova exact. E una singură. Nu știu care e aia. Păi, dar sunt două echipe. Păi, asta este aberația. Am ajuns să ne certăm noi între noi, din păcate. Români contra români. Asta vreau să împiedic. Să spuneți că ajungeți președinte sau prim-ministru. Ce faceți? O să-i pun pe toți la aceeași masă. Și asta e rolul președintelui. Faceți o singură echipă. Da. Și Steaua și Craiova. Și, în general, terminăm cu aberațiile din societatea românească. Astea sunt niște aberații. Nicușor Dan sau Gabriela Firea? Nici unul, nici altul. Mihai Enache, candidatul nostru la primăria București. Dar dacă ați fi să alegeți doar între Nicușor Dan și Gabriela Firea? Nu m-aș duce la vot. Nu v-ați duce la nu, vot? Sunt, nici Iohannis cu Dăncilă nu a fost vreo opțiune. Tocmai de asta am creat aur, ca să existe opțiune pe buletinul de vot. Dar între Iohannis și Dăncilă ați fost la vot într-un doi? N-ați fost? Nu, nu n-ați puteam fost? Să votez unul mai prost ca altul. Kelemen Hunor sau Victor Orban? Victor Orban. Victor Orban? Da. Păi tocmai l-ați criticat. Păi sigur că îl critic, pentru că nu e nimeni perfect și că avem niște linii roșii peste care nu trecem. Însă o viziune asupra Europei creștină, pro-valori,
este pro-creștere demografică, pro-identitate națională, este mult mai apropiată de noi. Kelemen Hunor este doar un instrument al al sistemului care a distrus timp de 33 de ani în România. România care înglobează și etnicii maghiari pe care noi îi iubim. Marian Godină sau Traian Berbeceanu? Nu-i cunosc pe cei doi ca să... M-aș pune Traian Berbeceanu, deși cred că s-a retras din lupta asta cu hoții. Cu crimă organizată. Marian Godină cred că era la circulație sau ceva. Scrie și cărți. Dragobete sau Valentine? Dacă le scrie el. Cu siguranță Dragobete, chiar am avut o campanie publică când conduceam o organizație civică pentru Dragobete și pentru valorile românești. Domnule Simion, mulțumesc mult pentru discuție și vă mai aștept aici mulțumesc la Prima TV și la Insider Politic. Atât pentru prima parte. După pauză, aflați cum se vede moartea dizidentului rus Alexei Navalny prin ochii unui dizident român, poetul Mircea Dinescu. Rămâneți cu noi, revenim! Bun găsit din nou! Cum vede un dizident român moartea dizidentului rus Alexei Navalny? Răspunde Mircea Dinescu. Bine ați venit, domnule Dinescu! Deci zilele astea s-a întâmplat o chestie care îi poate fi fatală lui Putin. Credeți? Da, și de ce? Pentru că război, când mor, trag unii în alții, mor mai mult ruși decât ucrainieni sau în fine... E greu să fixezi vinovatul. Dar când un dizident este arestat, îi se prelungește arestarea, e, nu știți, trimis în, ca pe vremea țarilor, la Polul Arctic. La Polul Arctic, aici numai șeful decide, știi? Și Putin, care ar fi trebuit să profite de chestia asta, să-l fi dat mai de mult, să-l fi făcut un schimb de prizonier, de nu știu ce, știi? Aici arată, știi, că toți dictatorii au acest boală, știi? Cum să... Tu ai putere absolută în lume, ai o țară, te răzbun pe un intelectual, cum a fost... Navalny. Navalny, știi? Dar care oricum era condamnat la 25 de ani de închisoare, de ceva groaznic. Da, ceva absolut... Trimis undeva în mijlocul ghețarilor. Da. El care a avut un destin foarte interesant, că el a fost întâi naționalist rus, voia să nu mai fie picior de străină în Rusia, a avut o chestie, i-a târnat de picior acea chestie. Eu am crezut, în prima fază când am auzit că a murit, bă, să vezi că îi bagă Putin la pușcărie, pe șeful închisorii, pe medici, pe nu știu ce, pe ăla de la celul, aiurea, știi? Nimic. Nu mai are flair domnul Putin, știi, să păcălească chestia. A rămas în el fibra aia de ucigaș într-un fel, știi? De pentru... KGB-ist și mai mult, da, de stalinist, da. E Rusia anilor 50. Da, este de necrezut, adică, măi, să știi, când eu am fost arestat la domiciliu, m-am bazat, sigur, pe cărțile mele, că eram un poet cunoscut, luasem 3 premii al unui scriitor, un premiu Academiei, adică nu eram nei ca nimeni în lumea scriitoricească, ba din contră, eram speranța, așa. N-am fost mare solidaritate în lumea scriitoricească, erau oamenii fricoși, aveau copii, nu știu ce. Au protestat unii că de ce am fost dat afară de la România Literară, dar nu că de ce sunt, că să spună cumva cuvântul arest sau nu. În fine, s-au ferit de vorbe de-astea. În schimb, în Germania, unde mie mi-a apărut o carte, era un traducătorul meu, Werner Zollner, fie țărna ușoară, după ce mi-a apărut cartea și în marile ziare, Frankfurt Allgemeine, mi-a apărut interviu din Liberation, am mai dat niște pamflete, nu știu ce, șeful Partidul Liberal, care nu era foarte puternic în Germania, dar conta foarte tare, von Lambsdorff era președinte, a fost Werner Reich și el a scris o scrisoare lui Ceaușescu. Și în scrisoarea aia spunea: domnule Ceaușescu, dacă poetului Mircea Dinescu îi se va întâmpla ceva, Germania își retrage ambasada din România. Probabil că el exagera, nu știu ce, dar ideea că un lider de partid din Germania scrie o scrisoare lui Neanicu, că nu poți să o păcălezi, i s-a dat scrisoarea respectivă. Bun. Deci conta foarte tare susținerea occidentală externă. Și numele de scriitor, de dizident. Bun. Ori
îți dai seama că dacă aș fi murit, ce s-ar fi întâmplat cu așa? Din păcate n-am murit și am stat să mă chinui după Revoluție. Dar v-a fost, frică oameni. V-a fost frică vreodată că v-ar putea ridica securitatea frică... și v-ar putea împușca? Nu, eu nu eram atât de tâmpit să-mi închipui, că dacă n-aveam cărțile, aveam trei premii scriitor, premii Academiei, era greu să-mi sucească gâtul așa, eram un nume cunoscut. Așa. Da, altora le mai sucea gâtul, îi mai arunca prin fața trenului. Anonim. Anonim. Deci da. nu. Deci sau, mă rog, te trimitea în exil. Deci Ceaușescu, când s-a rejudecat procesul lui Pătrășcanu, până anii 60 și ceva, când Ianicu încercase să dea o turnură mai democratică, că până în 70, știi că numele lui Ceaușescu și portretul lui n-a apărut niciodată, de exemplu, în magazinul istoric. Dar niciodată. După 89, nu era lunar, apărea magazinul, erau 5-6 poze. Eu am numărat odată în Scânteia 27 de fotografii al lui Ianicu. 27, mă! Când, fii atent, scriitorilor li se interzisese să mai își publice poza pe cartea de versuri, că Elena a spus că e cultul personalității. Și ei erau peste tot. Eu am pe prima mea carte, fotografia mea de elevi de liceu, că erau scrise, pe a doua, pe a treia, dintre a patra până a opta, cât am scos eu până în 89, nu mai aveai voie cu fotografie, știi? Să nu cumva să deveniți vedete. Da, numai nici în revista Cinema nu mai era voie să pui un singur actor pe, sau actriță pe copertă. 3-4, știi? Era o paranoia. Paranoia. Bun. Asta, e interesantă ideea asta, să combați cultul personalității cu propriul cult al personalității. Da, o nebunie, bine. Era nebunia așa. Vorbeam de frică. Frica mea a apărut că mă omoară în clipa când s-a deslănțuit chestia de la Timișoara, știi? Când a început Revoluția acolo. Când a început Revoluția. Deci asta acolo... la vreo 8 luni, nu? Prin martie v-au arestat la domiciliu. Da, păi da. Și asta... 17 martie. Deci și pe 17 decembrie a început. Da, m-am gândit. Dom'le, s-ar putea acum să... Și că se spune că Balaur, înainte de a muri, mai dă o dată cu coada. Se mișcau plăcile tectonice acolo. Și mă gândeam, domnule... Băieții erau în continuare la poartă. Băieții erau în continuare. Eu întotdeauna dimineața de atunci mă uitam, sunt aceiași, că ăștia nu erau killeri. Acolo erau și ei pe căprării, știi? Ăștia erau la filaj. Erau mărunți. Erau într-o anumită structură a securității. Și mă și gândeam cum să sar gardul la vecin până deci spate. V-ați făcut un plan de evadare. Mi-am făcut un plan de evadare. Te rog să mă crezi, da. Dormeam cu lumina aprinsă, nu mai îmi stingeam. În fine, nu are importanță. Dar ideea este că mi-a fost frică. Nu mi-a fost frică când am publicat. Am simțit că mi-am luat un pietroi, știi, de pe inimă, că am spus ceea ce cred despre Neanicu. Știi că ideea scriitorului era că, domnule, scriitorii români fac rezistență prin cultură. Adică scot cărți, mai bage-o și o pârlă, mai bage-o și o aluzie, se luptă cu regimul. Știi? Cum a fost, eu știu, Blandiana cu Motanu Arpagic. Și, mamă, Motanu Arpagic. Era o carte pentru copii cu Motănel, nu știu ce, care e foarte drăguț, de altfel. Că eu am spus, bă, dacă ar fi scos Blandiana după 89... Motanu Arpagic cu Iliescu. Iliescu o invita la Cotrocini, îi dădea și meritul cultural clasa întâia. Că nu era nimic ca nasol, dar ideea că era o iluzie, o aluzie la faptul că când ieșea Motănelul pe stradă să opreau restul mașinilor, să trece Motanu Arpagic. Da, era clar aluzia la Nicolae Ceaușescu. Da, era o aluzie la... Deci se poate face rezistență. Adevărul era... Că mă gândeam, bă, dacă moare mâine poimne Ceaușescu și o să ne întrebe copiii noștri, bă, ce ați făcut, mă, pe vremea dictatorului? Păi știi, eu am scris o poezie cu Motănel, e nasol. Nu mai mi-apărau cărțile și atunci, bă, m-am apucat, gata, nene. Mi-am făcut și m-am eliberat într-un fel, știi? În fine. Dar v-ați gândit vreodată să rămâneți, să plecați în străinătate sau să rămâneți în străinătate? Păi, cât eram arestat la domiciliu, un general care era cu deșliu, care făcuse și el o boroboață, scrisese o scrisoare lui Neanicu, nu știu, dar a renunțat până la urmă și a retras-o la Europa Liberă și eu nu l-am mai văzut pe el. După, am povestit odată cum era cu, în fine, cu farfuria, cu micro. Și
s-a întâlnit cu socrul meu și a spus, uite, am vorbit cu un general, dacă Mircea vrea să plece în Franța cu copii, pașapoarte, bilete plătite, totul, știi? Pentru că lor le convenea de fapt să pleci, că spunea doar, a, da, bă, măre ăsta, ca să plece la Paris, noi stăm să mâncăm aici salam cu soia și cu Zoia, cum a mâncat Petre Roman, în fine. Și atunci... Cu Zoia Ceaușescu am și bineînțeles, am refuzat. Că nu am refuzat și ceva. Eu nu am talent la limbi străine și nu mă văd decât scritor de limba română. Și asta e meseria mea. Dacă aveam altă meserie, poate că plecam medic sau nu știu ce, mă duceam. Nu, în fine. Cum au plecat Paul Goma sau Radu Tudoran, nu? Rafael? Nu, Dorin Tudoran. Dorin Tudoran, pardon. Au plecat... Până la urmă, nevoie că cum a fost arestat, i-au smuls pleșiță, barba, nu știu ce era. Bun, și a plecat. El era prozator, o carte de proză apare mai repede și da, cu poezii ce faci? Te duci tu poet amărât în Franța. Nu? Deși mi-a apărut până la urmă în Franța, la Albe Michel, că o poți față de Eugen Ionescu, să mă dau mare încă o dată, mi-a apărut și în Suedia și în fine, n-are importanță. Dar nu mă vedeam într-o altă lume. Și nici acum n-aș putea trăi, știi? Îmi place Italia, de exemplu, dar poate în Italia sta așa și Grecia, dar nu pot. Prefer să stau în stufăriș pe malul Dunării, în fine. Asta este povestea. Ideea era că într-adevăr, Neanicu mai ținea cont, deși era oricum ostracizat în presa internațională, crea, dar se putea la nebunie să-mi ia gâtul, știi? Ori revenim la dizidentul rus. Eu nu cred că Putin a fost atât de prost încât să dea ordin să fie omorât. E posibil încă băieții din închisoare care niște fiare, mai ales să stai acolo în lumea aia, știi? Să fi contribuit la moartea lui. Dar lovitură mai nasoală Putin n-a primit ca asta. Pentru că tocmai i-a părut să interviu, era pe calmar, s-au uitat miliarde de oameni și într-o dată, buf, chestia cu Navalny, care a impresionat foarte tare. El va duce un mort în cârcă, deci această moarte a lui Navalny îi va sta în spinare lui Putin până la sfârșitul vieții. Nu e singurul mort pe care îl duce în cârcă. Nu e singurul, că câți au murit, asta vreau. Dar pe ăsta îl duce în spinare, să știi că... A mai fost și Boris Nemțov acum câțiva ani. Da, dar nu, ucis. E clar, asta a creat un val uriaș de reacții, știi? N-ai văzut ce țară, iată, Danemarca, și a dat tot armamentul Ucrainei. Uh-huh. Păi, ia câtă. Nu s-a gândit la chestia. Dacă el aresta... Nu i-a mers până acolo mintea încât să zice, domnule, arestați șeful închisorii, ăla care, am mai spus, medicii, nu știu ce, și el a arătat, domnule, n-am nicio legătură, așa. Că el aștepta sfârșitul războiului, la sfârșitul războiului veneau cu două povești, după părerea mea, cred eu. Da. Cine, Putin? Putin. Da. Cu chestia cu fașiștii, i-au luat niște Ucraina. Interviuri unor soldați că erau fanatici ăștia, că erau fanatici din Donbass. Din Donbass, în fine. Și mai venea și cu moartea acelei jurnaliste Dugina. Fica lui Alexandru Dugin. A fost omorâtă de niște băieți ai serviciilor secrete ucrainene, de care era răspunzător președintele Ucrainei. Înțelegi? În mod normal. Acea mașină care a explodat. Da, dar a fost omorâtă. Da. Adică nu se punea problema unui accident, cum poate să zică ăsta acum. Era o chestie foarte nasoală pentru Zelenski în finalul chestiei. Dar nu mai poți să folosești această poveste când tu l-ai omorât pe Navalny. Da, cine zice ăla e. Deci
Nu-l văd prea bine pe Putin. Dar cum vă explicați frica asta dictatorilor totuși? Pentru că Putin nu are rival la alegerile prezidențiale care sunt peste o lună în Rusia. Oricum ar fi fost ales cu peste 70% din voturi. De ce să nu boala, da. Te preocupe mai degrabă este să-l ții în viață pe Navalny? Nu e primul, din contră, e unul dintre ultimii dictatori care omoară un opozant. S-au întâmplat, se mai întâmplă și până țările, ți-am amintit, a fost arabe, a fost omorât în Turcia un jurnalist din Arabia Saudită. Da. Nu mai vorbesc când și în Turcia și nu știu ce, jurnaliști băgați la beș pentru... Și în Malta s-a întâmplat, bun. În Slovacia. Este, mă, te gândești, e și la om și când se culcă seara, în loc să fie fericit că l-aclamă nu știu câți, că nu știu ce, el se gândește că l-a înjurat unul, știi? E o prostie, da. Până la urmă. Știi? Mai ales când tu controlezi tot statul, când, tot mai ales, el ar fi avut, dacă ar fost generos, ar fi avut de câștigat. Dom'le, am hotărât pe acest băiat care mă tot înjură să-l trimit la voi. Luați-l, mâncați-l voi, fript. N-aș știu să facă chestia asta. Și spun... îi va atârna în cârcă. E ca și cum, știu, eu spuneam despre unii oameni care se îngrașe la nesfârșit și simți că duci în cârcă pe fratele tău. Sau pe vărul tău, sau un copilaș, cum poate duc eu acum, da. Că m-am îngrășat, încerc să mai slăbesc. Dar ideea că duci un mort în cârcă, intri în lumea altă cu un mort în cârcă. Fiindcă nu văd ce argumente va folosi. Și prostia asta de a o lăsa pe, de a umili pe maică sa, care vrea să se recunoască cadavru și n-au primit. E ca într-o tragedie greacă aproape, îți spune, știi? Sau ca într-o poveste de Ilf și Petrov. Da, e prea. Da. Ilf și Petrov aveau totuși umor ăștia. Da. E lipsit de umor. Dar vă dați seama să-l transferi Putin de lângă Moscova pe Navalny la 1000 de kilometri undeva în... Da. La polul arctic. Și după aia să meargă Mike să se în loc recupereze să-l fi cadavrul ținut într-o închisoare de din Moscova și câteodată îl cheme la masă să mănânce împreună cu el. Deci n-au mă nici geniu de a conduce cu e boala. Bine, el e dintr-o generație veche de KGB-ști, n-are nici imaginația, nici puterea și nici subtilitatea, că erau în antichitate, știi, din când în când, eu mă amintesc când a fost prins, nu știu, Baiazid sau cine a fost prins de un trip de tătar, de o armată, așa, și a fost luat prizonier. Și era ținut într-o cușcă de aur, știi povestea asta? Nu știu. Marele, cred că Baiazid era. Și ăsta amenat sau nu, și mânca și arunca câte un os, știi? Îi plăcea cu el de față, știi? Și ăsta mai rodea și el la oasă. Era o... juca o piesă de teatru, era o comedie tragică, dar era o comedie. Ori ideea că îl trimiți în Siberia, pentru ce, nene, că nu te simpatizează? Păi nu poți să fii iubit chiar de toată lumea, știi? Ar fi trebuit Navalny să rămână în Germania atunci când da, a bine, fost salvat. Bine, și Navalny l-a rost chestia, că asta îți dă un orgoliu, știi, când ești de vicelebru, da? Nu poți să te duci liniștit acasă. N-a avut liniște, știi? S-a întors, știa că va fi arestat. Știi? Dar voia să mai producă valuri. Știi că ești mare, ești tare, ești, știi? Mă duc, domnule, la fiară, mă lupt cu cel mai puternic, cel mai puternic om din lume, știi? I-a fost fatală chestia asta. E orgoliu probabil a fost, până la urmă, că nimeni nu e perfect, da? Da. E mesajul pe care îl dă Putin înainte de alegeri, că cine mai îndrăznește să nu mă conteste, nu-i va folosi, nu. Nu-i va folosi nici pe plan intern, nici pe plan extern. După părerea mea, încă o dată, s-au întâmplat multe nenorociri, așa, a fost condamnat de un tribunal internațional și nu mai se poate duce în nicio țară, știi? Gândește-te că el e și periculos într-un fel, un om care e marginalizat, că a fost marginalizat de toată lumea, de restul Europei, de oameni, care n-are voie să mai intre în nicio țară de pe acest pământ, el fiind cum ar veni strâmb pe un tron de aur și având milioane de sclavi, așa, e cam
E o chestie care se pune pata pe creier, știi? Dar e și periculos, știi? Gândește că acum se zvonește că rușii au, cred că au mai de mult în cosmos, au trimis niște rachete, da, cu care pot distruge sateliți, dar pot să dea și peste anumite țări. Au el are în oceanele lumii, nu, aceste submarine atomice și depinde numai dacă apasă pe un butonaș și într-o zi când simte că moare, știi? Până, domnule, moare și Lucifer, lumea odată cu el. Nu spune că apă și eu n-aștept ca Dumnezeu să provoace apocalipsa, o provoc chiar eu. Știi? Acest orgoliu exacerbat este și umilința pe care a simțit-o el e nasol de tot, într-un fel, știi? Dar credeți că va avea emoții acum să fie reales președinte, să se nască o mișcare care să-l conteste? Nu, în Rusia nu are nicio emoție. Bine, în primul rând, propaganda lui de... pe lângă el au avut de suferit și rușii. Adică și aici a fost prostia Occidentului, cred. Că n-au mai fost lăsați... Gândește că în stațiunile din Austria 80% din turiști erau ruși de ăștia cu bănuți, că Rusia nu mai e o țară comunistă, o țară ultracapitalistă, de-asta, de capitalist sălbatic. Și rușii în Turcia au voie și acum. Erau plini de ruși, veneau și își păpau banii pe care îi ciordeau ei acolo, sau mă rog, în privatizările alea care au fost mai tare decât în România, asemănătoare, da? În care tot ce aparținut statului a căzut în buzunarul unor bandiți, oligarhi, dar pe lângă oligarhie mai erau și cetățenii. Dintr-o dată s-au văzut oprimați și ținuți în cutie, da? Și atunci vine complexul ăsta. Dom'le, ce aveți, bă? Uite, lumea împotriva noastră, Marea Rusie, tătucul nostru care ne apără. Și mitul lui există încă în Rusia. Foarte apăsat. Și rușii nu dau cetății asediate. Nu duc prost printre altele, că te-ai fi așteptat după chestia asta, embargoul și nu știu ce, să cerșească ea păstră și aiurea, știi? S-au făcut marile trusturi care au plecat, au găsit altele până alte țări și au dat al nume și toate produsele de lux occidentale se găsesc la Moscova, liniștit. Știi? De ce nu se revoltă rușii totuși de 20 de ani? Rușii și-au iubit țarii. Fiindcă ei au trăit totdeauna cu măreția, Maica Rusia, știi? Maica Rusia, știi? Și li s-a părut ca un drept în plus față de popoarele mai mici pe care ei l-au... L-au cotropit. Da. Deci există acest sentiment care a fost și în perioada mai bună de pe vremea țarilor și în perioada mai bună de pe vremea comuniștilor, mai ca Rusia, știi? Dumneavoastră ați fost odată la Moscova? Am fost la Moscova în România, avea legături cu Uniunea Scriitorilor, cu toate țările socialiste. Veneau din Rusia, din Bulgaria, din Polonia, din Ungaria, în România și erau trimiși scriitori așa. Așa am fost eu în Cuba, de exemplu. Am fost în Cuba, măi, gândește-te. În 1974. În 74 ați fost, da, în Cuba? Da, am fost în Cuba. Șef de delegație, dar eram numai eu. Eram și... Ai fost propriul șef. Da. Ăștia se săturaseră să plece în Cuba, că plecai cu un avion rusesc cu două motoare. Eu de atunci am rămas cu o chestie. Numai cu frica de avion. Frica de avion, știi? Și cum a zburat? A făcut escala, nu undeva? Nu, schimbai, plecai la Praga cu un avion, nu știu dacă era Tarom, și de acolo luai un avion rusesc cu două motoare așa. Și mergeai o zi jumate, făceai o escală pe o insulă spre Canada și de acolo în Cuba. Dar când am ajuns deasupra oceanului și a început avionul să danseze și să nu știu ce... A avut turbulențe. Eu aveam o sticlă de rachiu de palincă, voiam să o dau președintelui unui scriitor din Cuba, știi? Era un poet bătrân, am uitat cum îl cheamă.
Și pe vremea aia nu te, că n-aveai, aveai voie cu, la tine, să ai... Cu lichide, acolo, da, da, cu mâncare. Nu era o problemă. Bă, și eu nu-s mare băutor de tărie, dar am băut toată sticla aia. Zis, măcar dacă mor, să am o stare de efervescență și de... Știi, când ajungi în infern, să fii mai vesel, știi, să nu fii chiar mort. Deci faci temut că pică avionul. Și da, da, am avut sentimente. Pentru că erau, când vedeai stewardesile alea, când tremurau de frică, înțelegi? Deci am prins un vârteș de la, deci. Asta a fost, știi? Și când ați ajuns? Când am ajuns, am fost... deci am ajuns după aia și când s-a deschis ușa, în Cuba era vară, era așa... E umed, e o vară... Păreai că ai aterizat într-o burtă a unei vaci care a mâncat trifoi, știi? Era un miros de iarbă fermentată și căldură, nu știu. Eu eram fericit că sunt pe pământ. Nu mi-a venit însă geamantanul în care aveam... Nu am povestit niciodată. Da. În geamantan, ăia m-au fătui fănuși neagul care fuse... Bă, zice, fii atent, ia săpunul Ana. E apărut un săpun românesc cu o gagică pe el, așa, 3-2 lei cât costa săpunul Ana, am luat 30 de săpunul Ana, ia lame de bărbierit, că ea nu găsești lame de bărbierit, și zice, ai putea să iei și rom cubanez, că ei nu au romul ăsta cubanez. Adică să duceți în România rom cubanez? România era plin de rom cubanez ăsta, 3 ani, de 14 ani, în fine. N-am luat rom, dar am luat lame și săpunul Ana. Și când am ajuns, mi-a rămas geamantanul la Praga și am cerșit o jumătate de lamă, că nu sunt de la traducătoarea mea, care mi-a dus o jumătate de lamă să mă bărbiresc, până mi-a venit mie bagajul. Deci a venit și bagajul. Stăteam la Havana Libre, se chema, cel mai mare hotel de pe vremea când Cuba era, eu știu, Las Vegas, de pe coasta cealaltă. De pe coasta cealaltă, da? Mare, se jucau mari jucători de da. Era casă de curve și de tripou al Statelor Unite. Avea piscină pe acoperiș, da? Și eu fiind șef de delegație, aveam protocol, gradul zero, știi? V-au așteptat cu covorul roșu aproape. Cum? Da, a fost foarte tare. În Rusia am zis că am fost cu Pituz, cu fiii Țărânau, și un poet... foarte bun, un ardelean, așa, știi, și la Krasnodar era o zonă de asta de agricultura Rusiei, știi? Și ne arătau ce aveau ei mai de preț, erau colhozurile lor și ne duceau în fiecare zi la un colhoz și dimineața la micul dejun și dormeam și acolo într-o aia de protocol. Veneau toți șefii, toți tovarășii, și să mâncau icre negre în fiecare zi, dar nu erau de-astea bătute așa, ca marmelada erau, icre negre și vodka la ora dimineața? 8 dimineața, da? Erau besti toți. În afară de președinta adjunctă, femeile conduceau, după părerea mea, atunci mi-am dat seama, bă, rușii au noroc cu femeile, că țin în mână, că ăștia erau toți mangă la 8 dimineața, da? Și femeile erau în spate, chestii, țineau economia, dar aia s-a și prăbușit de altfel sistemul ăsta, cred că și datorită alcoolului. Știi bine că Corbaciov a venit Hrușov când a vorbit la ONU și a scos pantoful și a bătut cu el în... Da? Era beat. Nu mai vorbesc ăștia, ultimii... Gorbaciov mai puțin, dar... Nu, Gorbaciov chiar le-a interzis să mai bea în timpul serviciului. El țin era troșcăit, dansan, ai văzut, când a fost în Statele Unite, când era beat mangă. El țin l-a și pus pe Putin. Pe Putin, da. În schimb, Gorbaciov nu bea. Și a interzis, a mărit prețul vodcii și pe zidul Kremlinului a apărut într-o noapte scris cu litere mari Mișa Tâneprava. Mișa, nu ai dreptate. Scris de bețivii din
din Moscova. Nu, eu nu știu prea bine rusă. Deci am făcut 10 ani la școală, în afară de nașa rodina, bagata e Crasiva, partea noastră e bogată și frumoasă, n-am învățat nimic. Formă, mă rog, au parte de mari traducători în limba rusă, dar nu, n-am talent la limbi străine. Și când am fost la Moscova, într-un parc, am văzut vreo 20 de sticle de parfum. Deci ăștia beau și parfum. Doamne. Erau în toate parcurile, pe băncile unde beau ăștia, beau, era mai ieftin decât vodka, știi? Și beau parfum. Și era și un banc cu ăștia, merg la o de asta și iau parfum de ăsta de bărbierit, beau de ăsta mai ieftin, apă de foc, așa. Și ce, am vrea și o sticluță cu mireasmă de trandafiri. Și aia scoate una, o sticluță de asta de... Dar de ce? Ce avem și o femeie cu noi. Trebuie să bea ceva mai parfumat. Deci alcoolul cred eu că a subminat comunismul destul de tare în Rusia. Ei aveau mai multe tancuri decât găini. S-au prăbușit sistemul lor. N-aveau... România dădea, hrănea Uniunea Sovietică. După 89 însă erau marile sere ale partidului, că s-au făcut praf toate, știi? Eram cea mai mare exportatoare de legume din Europa, știi? Dădeam în Rusia, în primul rând, pe urmă în RDG și ce era mai bun în RFG. La Calafat era o mare fabrică care s-a făcut praf în 92, cum s-au făcut toate, de altfel. Dar și în Rusia v-ați dus cu săpun și cu alte Rusia, produse să vindeți? Nu, în Rusia cu coniac albanez. Coniac albanez? Un coniac albanez foarte bun și avea preț acolo, știi, că nu se găseau băuturi fine așa de... Coniacul albanez, cum se cheamă ăla care fă? Scandember sau nu știu cum se cheamă. Da. Luăm o scurtă pauză și da, ne întoarcem la povești. Revenim. Ne-am întors și v-a impresionat Moscova, domnule Dinescu, atunci? Rusia? Maica Rusia? Deci Maica Rusia, la ora aia, Rusia o ducea mai bine ca România, pentru că... Asta cam când era? În anii 80? În anii 80. Pentru că spuneam că din România, de exemplu, veneau vapoare cu mâncare și... intram în alimentare și în supermarketurile lor, era plin de purcei de lapte din România, de exemplu. România nu se găsea. Se găsea până în 70. Dar după aia nu mai vedeai să cumperi un purcei de lapte. Era plin de purcei de lapte. Să tăiam două, să vindeau așa, în trei sau la jumătăți cumpărau ruși. Conserve românești, legume românești, era aprovizionată bine în Moscova, de țările frățești, cum ar veni, da? Contribuiau, trebuia să țină rangul, dar hainele erau ieftine, ca și în România, de altfel, știi? Cum mai spun oamenii, doamne, era mai bine înainte, doamne, era carnea ieftină. Nu se găsea, doamne, dar era mai ieftină. Da. Cam asta e. La ei se găsea însă. Aici e chestia. Gorbaciov și-a dat seama de chestia asta, că nu mai ține, faci mii de tancuri, nu știu ce, și n-ai păpică să dai poporului, știi? Prea târziu a venit însă. Că înaintea lui, ți-amintești, au venit numai niște... erau ăștia bătrânii de 80 Andropov. Ceva de ani. Șeful securității, numai șeful securității, Andropov, da. Nu mai aveau radar să simtă ce se întâmplă, știi? Probabil erau manevrați de serviciile secrete, știi? Le convenea să pui niște bătrâni alcoolici, da? Dar erau și periculoși aia, că puteau să apese pe buton, știi? Ei însă au avut noroc cu orașele astea unde erau oamenii de știință, știi? Erau orașe închise.
că de-aia au avut succes cu... Ei puteau să trimeată în, în cosmos, da? De-aia, nu? Pentru că aveau savanți, foarte mulți. Ăștia aveau salarii, da? Și magazine speciale unde erau, nu erau chiar la Moscova, mai spre nord acolo, să nu vină spioni, știi? Erau orașe închise, controlate. Alea au funcționat cu tehnologia furată din Occident, sau făcută de ei, mari savanți, da? De-aia au reușit să se mențină, să mențină, până când însă se clătina barca destul de rău. Și începeau deja mișcările astea în țările baltice. Țările baltice, pe de altă parte, stânga occidentală, sau la care au contribuit, ca apropo de moartea lui Navalny, păi da, cărțile lui Solzhenitsyn și soarta lui de dizident arestat, așa, a contribuit la zguduirea sistemului, știi? Aici e chestia. Eu asta mă gândesc că n-am înțeles Putin, chestia asta. Deci în clipa în care s-a discutat despre marele scriitor și dizident rus Alexandru Solzhenitsyn, Solzhenitsyn în Occident, Partidul Comunist Francez s-a clătinat, care era la putere aproape, știi? Lumea a început să se dumirească. Să deschide ochii, nu? Înțelegi? Partidul Italian era foarte tare, știi? La fel. Mai aveau ei pânțările astea mărâte, le dădeau bani și armament, așa, dar până Africa, dar comunismul în Europa Occidentală, mai erau fanatici și nu știu ce... care s-au vindecat în mare parte. Acum s-ar putea din nou să se nască o stângă occidentală cu marile mișcări ale agricultorilor și ale... Pare că mai degrabă mișcarea de extremă dreaptă capitalizează. E o combinație foarte tare, da. De naționalism, exact, cu extremă dreaptă, cu stângă, să, mă rog, să confundă până la un moment dat extrema stângă cu extrema dreaptă, da? Cum credeți că va sfârși Putin? De moarte bună sau executat? Nu, executat oficial nu. Nu oficial, dar da. Dat jos e posibil. Problema și care e că tot sistemul ăla e făcut așa de oameni. N-ai văzut ăla care a fost și este mâna lui dreaptă. Nu mai știu cum îl cheamă, care e... Medvedev. Sau Patrușev, de fine. Medvedev, Patrușev e și ăsta. Șeful. Diabolic, așa. Dar Medvedev în declarație e mai sinistru decât Putin, știi? E marioneta lui. Deci nu te poți iluziona că, domnule, moare ăsta și vine un regim democratic. Un despot luminat. Cum ar merita săracii ruși să iasă din această poveste, știi? Dar nu văd, nu se știe, că nu știm cum murim noi, de ce să știm noi cum va muri Putin, știi? E posibil să există băieți care ar dori să-l omoare și în zona serviciilor secrete sau nu știu ce. Pe de altă parte, el a curățat războiul din Ucraina, l-a ajutat foarte tare pentru că el a reușit să decapiteze o bună parte din generalii ruși, pentru că războiul a început jalnic. El s-a bazat pe rapoartele serviciilor secrete, că noi, domnule, intrăm ca în brânză în Ucraina, ne vor aștepta cu flori, așa i s-a spus când a început războiul. Și că în 3 zile... El n-a știut în ce groapă cade atunci. Și nu l-au așteptat cu flori. Nu ți amintești că 2 soldați de ăștia hăbuci au intrat după ce a început războiul, s-au dus într-un... Că nimeni s-a spus ce trebuie să facă. Nu mai aveau benzină și s-au dus într-un orășel să ceară benzină la frații lor ucraineni, da, da, da. Și au fost arestați. Ei habar n-aveau că a început un război. Credeau că populația îi va aștepta cu pâine, da, și sare. Da, nu, dar credeau că eu niște manevre, nu știu ce. Și ragul ăla jalnic de tancuri din... primul război mondial, știi? Niște prostii au fost, niște prostii. În clipa în care și-a dat seama că a intrat într-o capcană,
a decapitat generalii ai armatei sovietice, unde era corupție cumplită, printre altele, știi? A mai decapitat oligarhii, deci aici, fără să vrea, președintele Americii, care a, el a apăsat pe butonul lui galben, nu roșu, ca să declanșeze chestia cu sprijinul Ucrainei, l-a ajutat pe Putin să decapiteze generalii corupți, să scape de oligarhi care aveau forța cea mai mare în Rusia și nu mai au, că majoritatea au plecat în țările calde, știi? Sau au căzut de la etaj? Sau au căzut de la și mai cad încă. Deci a reușit să aibă mână liberă, da? Pe de o altă parte a adus Crimea și orice rus venea și își petrecea vacanța în Crimea, Rusia, știi? Era raiul lor de căldură și de vacanță. De vacanță. Așa. Mai ia și zonele alea, că până la urmă cam asta. N-are șanse. Ucraina nu are șanse să bată Rusia atâta vreme când Rusia are bombe și în cosmos și de-asta nucleare, că nu se va lăsa călcată în picioare. Va apăsa până la urmă pe un butonaj, nu pe la mare, dar pe... E clar. Plus... numărul mare de morți, nu contează, dar la ucrainieni contează, că nu mai au de un seia. Deci aici ia, ăsta era să zic chiar Ruzelski, Jirinovski, Jirinovski, Zelenski. Zelenski. Știi ce a spus Jirinovski când a fost întrebat ce el ce originare? Zice, ce era evreu sau ce era? Era evreu, dar el a spus mama era rusoaică și tata avocat. Dar la noi, la ruși, mama contează. Deci, Zelenski a uitat de corupția ucrainienească care a funcționat la granița Ucrainei și au plecat toți tinerii căsătoriți cu mălai la ei, oameni de afaceri mai mari sau mai mici, au... Deci, printre milioanele alea de ucrainieni care primesc din partea țărilor occidentale ajutor 2000 de euro sau cât primesc ei, marea majoritate, 90% sunt băieți încoțopeniți cu mașini bengoase, cu copii, cu neveste, au putut să iasă, că au dat șpagă la graniță. Și gândește că sunt 2 milioane de prezumtivi soldați ai Ucrainei care sunt la distracție acum. Occident, da. Asta este. Deci a scăpat din mână această poveste și acum de unde să iei noi soldați? Că la ei contează că mor la ruși, nu contează că mor 100.000, dar la ei contează că mor nu știu câte proporția, 20.000 sau 30.000. 100.000 au murit ucrainieni și ruși 300.000, cam așa. Ia câtă. Deci unul la trei. Nu mai au de unde să ia. O să ia de până în regiunile astea. Când ai văzut că mai mor unii până munții ucrainieni care încearcă săracii să fugă și mor înghețați pe munții noștri pe acolo, da. O să ia din zonele românești, din zonele maghiare, unde poate s-au fi la început să ia soldați. Și ăia disperare să nu o să aibă, știi? Mai ales că nu știi cum mori acolo, e, nu mai e războiul ăla, că stai în tranșee, tragi și tu, trag și ea, vine bomba peste tine și degeaba ești curajos, ești luptător, ești, știi, sunt alte, virtuțile sunt de altă natură, sunt virtuțile militare țin de tehnologie. De tehnologie acum, nu mai este, știi. Vi se pare că seamănă Rusia lui Putin cu România lui Ceaușescu, domnule Dinescu? Nu cred, e altă... alt mecanism, adică la ce te referi, ce crezi tu? La teroare. Teroarea în România era de altă natură, știi? Adică ți-am mai spus cum că după procesul Pătrășcanu, Ceaușescu a spus că nu mai există în România politice, nu va mai fi niciodată arestat pentru opiniile lui politice. Dacă citeai în, și dacă erai membru de partid în asta al partidului în
statutul partidului, eu umblam cu el la mine, știi? Era o cărticică mică, de ce? Prima chestie care scrie acolo în cărticică: orice membru de partid are voie să critique, inclusiv pe secretarul general al partidului. Asta era. Eu, dar cu toate astea nimeni n-avea curajul să o facă. Îți dai seama, știi? Eu le-am spus sora, după ce mi-a apărut interviu, unde l-am criticat pe secretarul general. Păi tu mai zice, stați puțin, cum adică? Eu am respectat statutul. Ce scrie aici? Hai, domnule, lasă-ne cu chestia asta. E spion german. Deci, suna foarte frumos statutul Partidului Comunist. Așa și în Rusia. Teoretic există democrație. Iată, sunt alegeri libere, dar și atunci va fi președinte. Securitatea a încercat să scape de chestia asta, să ia măsuri de altă natură, pentru că ți-am spus ce mi-a spus mie colonelul Achim, care răspundea de unui scriitor. Înainte să dau eu interviu, da? Mirosise el, că mergeam pe la ambasadă, a spus cu 3-4 ani înainte am fost invitat la un festival de poezie la Paris sau mai multe. Și a zis, domnule, știu că veți merge la Paris. Probabil că o să vă întâlniți cu Monica Lovinescu, că noi știm așa. Domnule, totul e să nu dați ceva pe post la Europa Liberă. Dar eu am spus, domnul Achim, zice, când vă întoarceți, poate îmi spuneți și mie. Păi zic, ce să vă spun dacă dumneavoastră știți dinainte, ce să mă, aveți oameni voștri, ce aveam așa. Dar ce știți de ce, care e problema? Zice, eu răspund de unul scriitor, din partea securității. Dacă se întâmplă ceva aici, bun, dă Tinescu un interviu și zice ceva de aia, primul lucru, tovarășii v-a întrebat cine răspunde de Uniunea Scriitorilor. Și aia vă spune colonelul Achim. Și mă trimite în fighetul Marmației. Haideți să terminăm așa, domnule Dinescu. Ne vedem săptămâna viitoare, deci, și reluăm discuția. Acolo nu erau dialogurile astea între... pe statut. Da. Atât pentru azi. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic. Program disponibil pe primaplay.ro.